Bun. Deci înainte de a trece la aranjarea planșelor, o să vă mai arăt cum lucrează fișierul ăsta Excel, care de fapt îmi ajută să prelucrez mult mai repede datele. Deci noi aici avem lățimele și lățimele cu tot cu supralărgiri s-au băgat în coloana cu lățime 1. Da? Noi vrem să extragem din lățime 1, să extragem doar supralărgirile și să le punem în lățime 2. Da? Aici să fie respectiv 3,25 și restul 3,75 și 0,50 să-i băgăm aici, în lățime 2, ca pe plan de situație să se vadă mai bine unde sunt supralărgirile. Pentru asta noi o să salvăm acest fișier, toate datele astea le salvăm în rădăcină, 0 ANC, da? Toate lățimile se salvează în format ANC. La fel este un format text, noi dacă îl deschidem, cu Notepad, vedem aici, da? Poziția kilometrică, ANCI, lățime 0, lățime 1, lățime 2, da? Și EJ, AX, nu știu ce înseamnă asta. Și mergem în felul următor, mergem întâi, probabil partea stângă, și dacă mergem mai în jos undeva, aici deja izgherda, de fapt asta e partea stângă, cealaltă e partea dreaptă. Ok, mergem în fișierul nostru și încărcăm 0.anc. Iar mi-a băgat virgulă. Încă preinserează. Ok, deci noi avem aici lățime și noi trebuie să o băgăm în partea asta, da? Doar lățime 3,25 minus, de fapt lățimea asta minus 3,25, da? Să aflăm ce valoare avem de băgat aici. Și facem aici o formulă, este egal cu asta minus 3,25. Aoleu, ce-mi bagă virgulă asta? 0.25. Ok, enter. Și care e problema? Ceva nu e în regulă cu semnele astea de punctuație. Utilizare. Hai să-i debifăm asta să vedem dacă merge acum. Tot nu e bine. Să-i băgăm aici punct. Ok. Și acum. Separator decimale punct. Punct. Acum a luat. E bine. Egal cu ăsta, minus 3,25, cât este banda noastră, da? Copiem până în jos. S-a dus prea jos. Asta ștergem. Bun. Și acum o să mergem înapoi, o să luăm toate aceste cifre. Dar vreau să văd aici la mijloc ce se întâmplă. Unde se schimbă partea stângă cu partea dreaptă aici. Da, astea tot trebuie să le ștergem. Ok. Și mergem și luăm din nou. Dăm cu copii, mergem sus înapoi și le inserăm aici ca valoare. Ok? Și aici deja ca coadă punem 3,25. Mergem iarăși mai jos să verificăm aici.
Ok, aici iarăși 3,25. Mergem să verificăm până jos. Bun, e perfect. Și aici, acum ca să-l salvăm, îi dăm aici 0,1, da? Ca să nu salvăm peste, că în cazul în care am făcut o greșeală, să nu descriem. Dăm încă click pe salvează. Și aici dăm un refresh și încărcăm 0,1. Și nu am reușit să facem nimic. Ceva nu e în regulă. Ia să vedem ce nu e în regulă. Probabil din cauza formatului. Punct, punct. Mie 45, aici n-am modificat nimic. Să-i dăm aici un format de număr cu 4 cifre după virgulă. Ok. S-ar putea să fie asta problema. De obicei nu sunt problemele astea de ceva incompatibilitate cu Excel-ul ăsta. Iarăși număr 2, 3, 4. Ok, și aici facem la fel. Să vedem acum dacă o ia. Salvăm. Și încărcăm. N-a luat-o nici acum. Să luăm asta să vedem care e problema. Lățime 2. Așa. Și trebuie să le punem noi în partea asta. Eu să le mutăm în partea asta, să vedem. Și aici punem 0 cu format număr 4. Aici trebuie să ștergem pe astea. Ok, și dăm salvează. Și ia să vedem acum. Ce am dat eu salvează la 0,1. Și nici acum nu e bine.